Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 2015 pe Softnosca la cererea lui Alin. Eu nu am vrut să mai joc acum, deja Alin a zis hai să mai facem încă unul, să jucăm, să punem la sere îngrășământ. Alin acum pune îngrășământ la sere și eu o să fac un împrumut la bancă, deși zice că mai am încă, nu știu cât mai am. Stai să vedem, împrumută 5... 10, 15, 20, 25, 30. Împrumutăm maxim cât putem și o să plătim noi pe urmă. 105. Ok. Avem 100. Am împrumut 100 de K. Deci avem 105, am avut 5 înainte. Împrumutat 100 de K. Așa, și vom cumpăra acel rezervor de apă. Hai să luăm acel rezervor, să văd dacă n-am ceva mod, dar nu cred că am nici măcar un mod. Aha, ar fi ăsta de 1000 de litri. 1000, da, e puțin, 1000. Ăsta are totuși, are 6000. Bun, hai să-i dăm un I, să resetăm în bază, unde ești, uite aici. Da, ok. Și hai să mergem noi să luăm rezervorul ăsta de apă, să-l umplem cu apă și să dăm plantele noastre din seră, dacă tot avem serile. Deci a ieșit demențial de tare tot terenul ăla cu tot. Deci demențial de tare a ieșit. Cu Z-ul ăsta nu e atât de frumos să mergi pe el, dar cu UTB-ul vă zic eu, deci e bestial să mergi cu UTB-ul pe el. E bestial, frate, e bestial cum a ieșit drumul ăsta tot. UTB-ul te lași pe el. E super, ați văzut voi în videoclipul trecut cum e. Nu mai vreau să mai zic eu nimic. Hai să ne băgăm aici în apa asta să încărcăm. Cred că de aici se poate încărca apă. Hai să vedem dacă se încarcă. Sper că se încarcă cu apă. Da, reumple cisterna, exact. Deci apă pe gratis avem de aici, mai avem 98.000. Va trebui să facem ceva, să cumpărăm o combină, eventual să vindem noi combina aia pe care avem noi acum și să cumpărăm alta, sau vedem noi ce facem. Cred că mai am o combină, dar cred că n-am vândut combina și combina aia, dar vedem noi cum facem. Vedem ce găsim de fapt, ce combină găsim să cumpărăm mai bună decât aia care avem noi acum. Și eventual ar merge, da, dar mă bate Alin dacă cumpăr copaci acum și nu cumpăr combina. Ia să vedem noi, ne apare ceva buton aici. Dar mie nu mi-apare să des... A, uite acum, reumple sera. Ia uite cum au crescut roșiile acolo, super tare. Hai să vedem cât intră. Cred că 2 tone. Da, 2 tone. Deci asta are 6, aici intră 2. Aici intră încă 2. Super tare, aici e varza. Deci intră 3 tone de bălegar de vacă și 2 tone de apă, super. Uite, cred că ce e și varza acum. Hai, dă-te Alin, du-te. Ia uite, 99% și s-a oprit. Un litru de apă n-a mai fost, ok. Bun, deci am făcut 3 serie cu un rezervor. Mai avem încă 3 serie cu încă un rezervor, bineînțeles, de apă. Și totul e cam minunat, a ieșit, zic eu că a ieșit chiar foarte bine, nu mă așteptam să iasă atât de bine. Acum producția, nu știu cum se face cu serile sau trebuie recoltate și alea cumva, cred că nu, doar pur și simplu îți dă niște bani acolo, la un moment dat îți dă bani.
odată la 24 de ore sau 48 de ore dă bani, mă gândesc, sau nu, și adică la varnă, vom vedea noi. Deci de va fi foarte ușor de acum înainte cu banii, vom primi bani și de la sere, și de la vaci, și de la stupi, vom primi bani și din silici, vom primi o grămadă de bani și poate cumpăr și câteva panouri solare, văd acum cât sunt scumpe, dar cred că sunt scumpe panourile solare. Dacă ar fi ieftin, aș cumpăra și câteva panouri solare pe aici. Da, și am dat exact în el. De puțin mai în spate. Uite așa. Hai să umplim sera aia. Linia aici n-ai umplut plin. Probabil n-am mai avut, a avut doar 2578 tone. Dar n-are nimic. Bun, asta s-a umplut. Asta e plină și ea acum. Am mai băgat un litru. Mai avem aici, o să crească și aici varza în scurt timp, a și crescut deja. Deci e super tare, vă spun eu, aia și super. Mai trebuie să ne ocupăm de oi, dar nu știu când, dar ne vom ocupa și de oi. Poate mergem în episodul ăsta să ducem la oi puțin acolo cu telehandlerul, să mutăm paletele la de lână, dar trebuie ei totuși. Aici la 2000, perfect, perfectos, super. Hai să umplem rezervorul, să-l lăsăm plin, că așa e frumos tot timpul, după ce consum ceva, să o umplim la loc. Îl umplem și-l lăsăm așa undeva acolo pe marginea parcării, undeva găsim noi un loc. Și bum, și acum de mâine, băi, nu te băga așa de mult. Imediat nu mai pot să o scot afară. Hai mă, umple-te. Bun, hai că s-a umplut. Și pe urmă acum ne uităm și noi să vedem cât costă un panou solar. Eventual, dar cred că costă mult, de-aia nu trebuie să mă bag la panouri încă. Uite, parcăm aici înăuntru cisterna asta de apă. Exact așa, o punem aici la soare să se încălzească, să fie apa caldă. Îi dăm un chiu și o lăsăm, uite, acolo. Hai să ducem tractorul ăsta în bază. Deci avem îngrășământ acolo la greu, deci îngrășământul nu e o problemă. Avem o grămadă de îngrășământ. Hai să lăsăm, uite, aici odată tractorașul ăsta. Și hai să ne uităm noi cât costă lui aici. Un panou solar, 125 costă, nu, costă mult, un panou solar, 125.000 e mult. Și banii mai putem prinde la turbină, care e extrem de scumpă și nu o vom lua, deci cam atât, altceva nu mai avem ce să luăm. Am luat cei mai ieftini, deci asta ne dau 8 euro pe zi. 8 euro pe zi, dar e puțin, dar se adună la, avem câte avem, 6, se adună ceva, aici ne dă 10 euro pe zi, de astea avem tot 6 de 60 de euro pe zi. Nu e cine știe ce. Deci nu primim cine. A, nu, venit. A, 80 de euro și aici 30 de euro. Mă gândeam că 8 euro e cam puțin. Deci îți dă 80 de euro pe zi. Pe bine. Nu e, la nici 80 de euro nu e chiar atât de mult, dar de dragul de a avea serele astea. Ia să vedem, facem ce combină vrei să luăm. O vindem aia veche și luăm una nouă. Ia să vedem. Cred că mai am combina aia veche, cred că n-am vândut-o. Sau am vândut-o cumva data trecută, eu nu știu.
Nu, uite, o avem asta. Deci primim 94.500 pe ea și pe header încă 18.000. Dacă o ducem, să zicem, 100 și cu 20, ar fi 120 dacă o ducem acolo la magazin. Ar fi 120 și cu ce avem acum ar fi 220. Hai să ne căutăm ceva cam în 220.000. Să vedem dacă găsim ceva mașini de repartat. În 220 ar fi case-ul ăsta care... Deci doar ăsta ar fi, avem probabil vrea ăsta. Ia să vă zic ceva. Păi una din ultimele două harta, asta ce le combine mai. Sunt scumpe, nu avem. Problema e că nu ne ajung banii și dacă vindem pe aia veche, nu banii tot nu ne ajung, dar o să, după ce vindem siligiul, oricum serele aduc bani acum, și vacile, și vacile, și stupii. Ha, zic eu să luăm o combină după ce luăm combina. După ce vindem CSI de acolo. Eventual putem face puțin Forest 3. Avem 2. Încărcăm un camion așa rapid. Ia să vedem dacă vrea să ne băgăm la un camion. Exact cum zice Alin, suntem bogați. Acum avem o grămadă de chestii. Eu merg până la oi să mut. Ok. Eu mai rămân să încarc un camion. Și pe urmă ies și eu. Hai că noi mergem. Mersi, salut. Alin iese, noi mergem să... Hai să luăm un... Asta, astea cu unde sunt? Sunt aici sus. Și oile, sunt jos oile, nu? Salutare! Vă salut, Alin, băieți! Hai că putem să mutăm paletele cu ăsta. Dăm puțin în el și se mută. Cu ăsta n-are rost să duc acum. Neapărat să iau o furcă de paleți. Toate chestiile mai departe. Nu are rost acum. Putem să mutăm paletele și cu ăsta. Și când se adună vreo 2-3 palete, atunci vom lua o furcă și o platformă și încărcăm pe platformă paleții. Acum îl mișcăm așa puțin mai, nu e ok, dar îl mișcăm așa că merge. Dăm în el puțin, îl ducem de acolo, ar trebui eventual, dar cred că o duc bine, oile nu cred că le trebuie hrană. Dar vedem, dacă le trebuie, le putem băga puțin în hrană, adică trebuie să cosim, dar da, se poate rezolva, deci nu e o problemă. Da, puțin până ajung la oi, sunt cam departe oile astea, dar merge acum și așa mai încet. Ups, 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 am luat-o puțin pe alătura. Bun și bun și hai să dăm puțin în el, să-l mutăm puțin mai în față. Așa. Hai să-l dăm și mai în față puțin, ca să fie loc și pentru următorul. Sper că nu s-a pus. Ah, credeam că s-a făcut deja pale și la huta și pe ăla. Dar nu s-a făcut. Uite, să-l punem exact așa. Îl lăsăm așa aici. Ups. Băi, nu vrei să stai cum te pun eu?
Uite așa, perfect. Acum oile noastre pot să producă din nou un palete de lână. Costă și ăsta ceva, nu știu exact cât, dar sunt ceva bani și într-un palete de lână. Deci, clar, și de acolo sunt ceva bani, de ce nu? Hai să-l mutăm. Când mai dăm și noi timpul pe rapid, profităm de ocazie, se face și lână între timp. O să ducem înapoi la biogas acestui mog. Puțin merge cam greu, dar asta e riscul meseriei. Deci am ajuns într-un final. A luat mult până am ajuns, dar până la urmă am ajuns. Deci vreau să dau puțin în remorcuța asta ca să o mișcăm puțin mai încolo. Dacă puteam. Sau poate că am mișcat-o, nu știu. Uite așa, perfect. Perfect. Și ăsta îl parcăm, uite aici. Nu e perfect, dar merge. Acum chiar nu e perfect deloc. Facem noi acum perfect, încadrată, ca să nu fim și noi bizoni, să parcăm peste tot. Și ăsta îl parcăm aici în față. Salut, m-a transformat cineva. Și aici avem un adevărat parc de autovehicule. Da, până atunci noi trecem aici la forestry, puțin forestry, nu strică. Unde e scorpion de ce? Așa, bun, e setat pe 9 metri. Nu o cât va copa de aici, 1, 2, 3, 4, vedem eu cât. Bun, sus cu tine și să nu mă răspund cumva. Ok, îl tăiem exact aici, așa cum e. 1, 2, 3, 4 bucăți din acest copac. Bun. Luăm și ăsta de aici din fața noastră. Perfect. Se duce la vale acum. Cine știe unde se mai oprește, dar se oprește el într-un copac acolo. Și ăsta. Bine, să scoatem doar 2 bucăți, 3 bucăți, să e mai scurt puțin. Și e și vârful ăsta, dar n-are nimic. Hai să bem locul ăsta unul și cred că ajunge. Câte lemn ne-am tăiat. Dacă nu mai tăiem, vedem noi cum stă treaba puțin mai încolo. Ce m-a tras. Asta e de la lung de 4, cred. 1. Da, e de la lung. Patru bucăți, perfect.
bun, hai să-i dăm un Y și să mergem și noi să aducem tractorul și camionul aici, undeva cât mai aproape. Mergem prima dată după camion, că e mai departe. Și aducem și camionul și tractorul și ne punem pe treabă să încărcăm. Ca să fie acolo încărcat și o să-l vindem, să ne plătim și împrumutul la bancă, dacă tot facem acum forestry. Putem împlăti, oare ce multă de camionul ăsta, putem plăti împrumutul ăla ca să nu ne bage dobândă, că după aia pierdem banii aiurea. Și sincer, n-are rost să pierdem banii așa aiurea. N-are nici măcar un rost, uite, lăsăm aici odată. Pornim motorul. Deschide și noi furca să fie totul ca la carte. Ia să vedem dacă ne băgăm așa sub el, îl luăm. Da, 1. E perfect, dacă luam 2 oricum cădea. Așa că mai bine 1 decât 2 și să fie pe jos. Vino mai încoace puțin. Asta e la schema. Acum te duci înapoi. Bine că te duci înapoi, măcar stai acolo. Să luăm vârful ăsta. Ceva de genul ăsta. Deschide-te și lasă jos. Hai să luăm unul așa de jos acum. Perfect. Ia uite cât de frumos l-am încărcat. Deci astăzi sunt maestru. Sunt bucuros că mi-a ieșit treaba cu serele atât de bine și astăzi sunt maestrul ale mântuitului acestui tractor. Bun. Urmă va trebui să mutăm camionul puțin ca să putem încărca și lemnele de dincolo. Sau mergem și le încărcăm ala de pe partea cealaltă, cred. Sau nu. Nu e bine așa. Nu e bine, nu e bine. Hai că găsim noi soluția perfectă imediat. Aș vrea să iau vârful ăsta ca să nu-l pierd. Deși nu scot foarte mulți bani pe el, dar vreau să-l iau de aici. Așa. Prindem-o cum trebuie. Dă-i drumul jos. Exact așa. Bravo. Șofer bun ăsta pe tractor, băiat bun. Să încarc două deodată. Hai că le țin la sol, încă nu le ridic sus ca să nu cadă până mă încadrez. Deci ar fi ceva să pot să pun două, dar nu cred. Dacă mă mișc rapid le pun, dacă nu, nu. Uite că le-am pus. Ah, și-a te-ai dus pe lângă. Hai să mutăm camionul. L-am oprit din greșeală. Zice
Challenge că Dirt Rally are un update de 17 GB. Da. Păi dacă vrei jocul, Aline, îi faci update-ul. Poate i-au schimbat aia, au schimbat tot jocul într-un update. Sau cine știe ce-au făcut. Deci ați avut episoade și mai lungi din Soft Loss Car și mai scurte din Soft Loss Car, o grămadă de episoade ați avut cu Soft Loss Car, dar credeți-mă că eu zic că am meritat. Sper că sunteți de aceeași părere cu mine că am meritat să stați să vă uitați atâta la Soft Loss Car. Perfect. Hai că mai avem câteva lemne aici. Așa. Bun. Am răspuns la un mesaj și că nu v-ați plictisit în acest timp de câteva secunde. Sper în tot sufletul că nu v-ați plictisit. E aproape un camion plin din câte lemne am tăiat. Cam nu știu eu când să mă opresc cu lemnele. Deci aproape mai încă unul sau două și e plin, dar în acest episod noi punem doar câte am tăiat. Nu știu de cât e să tai ca să fac episodul undeva cam pe la 25 de minute. Acum avem 24 cu tot cu intro, dacă pun și intro. Eu mă uit acum cât am fără intro. În acest moment, dacă cu tot cu intro, deja am trecut de 24. Uite, acolo avem un lemn, să nu uit lemnul ăla, vreau să-l iau și ăla. Deci vreau să iau tot ce am tăiat, am zis. Perfect. Perfect. Că nu sunt încadrat prea bine și de-aia nu l-am luat. Hai să ne încadrăm puțin mai ok. Mai pe mijloc, să-l prindem de mijloc. Asta e toată ideea, să-l prindem de mijloc. Altfel nu prea poți să-l ridici atât de bine dacă nu l-ai prins de mijloc. Bun. Bun și ăsta. Hai să mergem prima dată după ăla de acolo și pe urmă îl încărcăm ultimul. Ia, ce s-a oprit exact în copac. Dacă nu era copacul ăsta, cine știe unde era lemnul ăsta, poate deja mergea singur până la punctul de vânzare. Bine ar fi. Lumele aștea și s-ar duce ele singure spre punctul de vânzare atunci. De fapt, țin să cred că am tăiat cam lemne aproape la fix. Am zis eu, un copac. Un copac și e camionul plin. Poate nici măcar la aia, să vedem după ce punem și lemnul ăsta și mai punem ăsta, unul cel mai nu e aici. Bun, și
Hop, 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 hop. Ușor, ușor. Bun. Ia să vedem cum arată. Băi, arată bine. Eu zic că un lemn mai merge acolo. Cred, un lemn. Mai mult de un lemn oricum, nu? Nu pot să mor sus acolo. Urcăm sus. Nu pot să urc sus. În fine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și în secțiunea comentarii orice propunere aveți acolo puteți lăsa. Și ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez eu, apăsați butonul de subscribe și până data viitoare, nu uitați că eu vă salut!